Pe scurt, prank nebun. Vineri, am venit acasă, m-am lăsat în pat, am intrat pe YouTube, am dat de prank-uri, m-am râs 2 ore, Falca a devenit strâmbă. De mult timp am vrut să-i fac fratelui un prank. Cred că a venit timpul. Am început să mă gândesc ce prank interesant să-i fac. Oh, am o idee. El acum se joacă Dota 2. Am aruncat coajă de banană la ieșire din cameră și am stins lumina de la contorul electric. S-a stins lumina. Fratele a mers să verifice contorul electric. A căzut, s-a enervat, a înjurat. Bro, este un prank! Care prank, bă? Eu mai să câștig meciul! Fratele, de mine nu scapi atât de ușor. Am continuat să mă gândesc ce prank mai nebun să-i fac. Guys, like dacă ați încercat să faceți cuiva vreun prank. Peste o oră mi-a venit iarăși o idee ciudată. Am luat o ceașcă, am făcut ceai și am adăugat sare. Atât de original sunt eu. Bro, vin să bei un ceai! A intrat frate la bucătărie și a încercat ceaiul. Bă, te văd, ce cu ceaiul acesta? Este prank! Așa, da, mă, Tani, ok. Da, bro, sunt cel mai tare prankător din lume, the best pranker. Fratele nervat a mers la el în cameră, dar eu am decis un pic să mă odihnesc. După atâtea prank-uri, m-am lăsat în pat și am adormit, dar fratele avea un plan groaznic. Ce vis nebun! Am mers la baie, am observat un lucru ciudat în oglindă. It's a prank, bro! Care prank, bă, barba mea! Guys, scrieți în comentarii dacă ați făcut vreodată vreun prank. Prieteni, găsiți logo-ul Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. 3 comentarii cu răspunsul corect vor apărea în următorul video. Pe scurt, prank nebun. Miau.